Piața Victoriei cu Anca Simina la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit din nou în Piața Victoriei. Nu mai avem guvern, dar avem alegeri locale deocamdată într-un singur tur de scrutin pe 14 sau pe 21 iunie. Și certitudinele se opresc exact aici. Tot ce știm mai departe e că de azi, odată cu venirea în Parlament a domnului Orban ca premier fost, prezent și viitor, și l-am citat aici, cu același cabinet de miniștri, România se poate foarte bine închide. Până pe 10 aprilie, dacă stăm să ne gândim, pentru că abia atunci vom ști dacă sunt sau nu două guverne respinse de Parlament și dacă poate președintele sau nu să dizolve legislativul. Și aici apar alte întrebări. Se pot face la final de iunie aceste alegeri anticipate? Sau, așa cum astăzi ne obligă legea, fără ordonanțele domnului Orban, care n-au ajuns încă în monitorul oficial, le vom avea abia prin iulie sau în august? Sau în septembrie, când, iată, devin inutile? Executivul e așadar în aer, puterea judecătorească e în grevă, în mare parte, iar cea legislativă în campanie. Am intrat într-un hău în care ni se deschid doar situații ridicole. Un parlament care fie nu vine la muncă, fie nu își votează un partid proprii miniștri. Dincolo de gardurile parlamentului, situația o știți fiecare dintre dumneavoastră. Sunt copii care, iată, se îndepărtează de dezideratul oficial al educației la nivel european. Mii de oameni își beau apă infestată, așa cum au arătat reporterii Recorder într-o investigație recentă, iar noi respirăm același aer. Îi auzim, domnule Popescu, vă salut acum. Îi auzim pe cei care ne guvernează spunând foarte des: poporul vrea ca, românii au ales să, ne spun românii că. Dar oare știm cu adevărat ce vor românii? Noi nu știm aici, la această masă și în studioul Europa FM. Și atunci am întrebat pe ascultătorii noștri, pe care îi invităm din nou să ne sune, până la ce punct ar trebui să ducă Parlamentul acest joc? Până la anticipate sau să pună în funcție un guvern care să și guverneze? Numărul de telefon la care vă așteptăm să ne sunați este 0372069599. Ieșim așadar din cacealmaua calculelor și vă întreb întâi pe dumneavoastră, ce-i de făcut, domnule Popescu? Să gândim ce să facem. Altceva nici nu ne-a mai rămas. Noi doi nu putem să facem altceva decât să gândim. Pas cu pas. Pas cu pas. Suntem azi într-o criză politică? Asta este o vorbă. O vorbă de înălțat meu, criză politică. Ce criză politică? Nu ne doare stomacul? Ce? În carantină sunt doar câțiva dintre noi? Da, sunt câțiva în carantină, chiar de coronavirus, veniți din China. Dar înainte de a vorbi despre asta și despre capitală, să gândim. Ce spunea domnul Orban și ce spun domnul Orban, liberalii, domnul Iohannis, că sunt necesare alegerile anticipate pentru că guvernul nu poate să pună în act niște hotărâri foarte utile pentru popor, pentru că este împiedicat de majoritatea PSD-istă din Parlament. PSD plus cine o mai fi pe acolo. Deci trebuie alegeri anticipate. Bun. Dumneavoastră a spus adineauri că până în 10 aprilie, mergând pe ideea anticipatelor, se închide țara. Suntem la un ghișeu la care mai putem avea acces la hotărâri de guvern, adică ceea ce s-a decis deja să fie pus în operă. Exact. Prin urmare, logica ne face să comparăm cele două căi, cele două opțiuni. Păi, dacă se guverna de la bun început de către guvernul Orban și se mergea până la anticipate, până la alegerile la termen. Și de fiecare dată când o hotărâre, o ordonanță de urgență sau o altă hotărâre a guvernului în favoarea poporului era respinsă de PSD sau era contestată la Curtea Constituțională, oamenii vedeau asta. Da? Uite, domne, guvernul vrea să facă lucruri în sprijinul poporului și cine nu vrea? PSD! Și nu în această logică suntem. Guvernul a vrut, și am pus aici ghilimelele necesare, alegeri în două tururi și iată cine nu vrea. A picat guvernul.
Da. Sau a fost provocată situația? Oh, acolo, păi hai să ne gândim puțin logic. Când pui... Dar să termin. Deci în varianta asta, oricum în următoarele 6 luni, aproape, nu se va face nimic. Da? Asta să ne uităm la televizor. Păi, deci recurgem la anticipate ca să putem face ceva, zice guvernul, dar nu facem nimic jumătate din acest an. De, iată logica, da? A justifica ceea ce, această idee a anticipatelor, în loc să se meargă pe ideea, zic eu, am spus întotdeauna, să guverneze guvernul Orban, să guverneze cinstit, să guverneze corect în favoarea poporului și cine se opune, se vede. Și atunci ajung la alegerile la termen cu un an de zile de astfel de acțiuni guvernamentale de bună intenție și de bună calitate, respinse de PSD. Rezultatul alegerilor, evident, e ușor de anticipat. Pe de altă parte, un guvern de 20% cu legitimitate redusă, așadar, nu poate lua măsuri cu adevărat semnificative. Dar de ce să nu ia asta? Iar nu e în regulă. Poate să aibă orice, nu contează care, 20%, 15%, 10%. Contează ca acele măsuri să fie corecte, să oamenii să le perceapă ca fiind în folosul lor. Nu știu dacă oamenii au perceput alegerile în 2 tururi ca fiind în folosul lor, pentru care și-a asumat răspunderea guvernul. Dar curățenia în sistemul bugetar, de pildă, ar fi putut fi percepută, da, ca fiind în folosul lor. Da, o discuție sigur importantă, însă, pentru care orice guvern va spune, stați puțin, sunt șubred aici cu 20% la Palatul Victoria, am nevoie de o majoritate în Parlament care să mă susțină din urmă. Ca ordonanța dată azi să nu fie mâine măturată. Guvernul se simte șubred atunci când nu prea-i convine să ia niște măsuri. Și nu prea-i convine. Și nu prea-i convine. Despre asta e vorba. Spuneam despre asumarea răspunderii pe alegerile în 2 tururi. Păi, cu o zi înainte, noapte înainte, ce a făcut guvernul Orban? A dat 25 de ordonanțe de urgență și scriind în act oficial acolo, scriind că dau aceste ordonanțe în avalanșă pentru că are loc o moțiune de cenzură și picăm. De fapt, asta, vă dați seama ce mesaj a fost ăsta pentru cei de la care PNL aștepta nu să voteze împotriva moțiunii de cenzură. Păi dacă au văzut că chiar liberalii se așteaptă ca moțiunea să pice, noi de ce să ne mai agităm? Și au declarat moartea în avans. Da. Au făcut-o însă și alții. Guvernul Tăriceanu a dat foarte multe ordonanțe într-o singură zi. Guvernul Cioloș de asemenea s-a apropiat de 20. Guvernul Ponta, atunci, guvernul Ponta nu în aceeași zi, ci într-un interval, da, destul de scurt. Atunci n-a fost însă nimeni inflamat la fel de mult, pentru că într-adevăr niciodată nu s-a întâmplat în preziua unei moțiuni de cenzură. Era însă obligație nescrisă a președintelui României de a interveni în această situație și de a încerca să aibă un acord pentru anticipate înainte de a declanșa situația asta? Probabil că da. Probabil că ar fi fost, dacă tot se dorea neapărat, eu nu sunt de acord cu ideea anticipatelor, dar dacă tot se dorea lucrul ăsta, trebuia făcut de la început. Ce sens a avut această întârziere de 3 luni? Să declanșezi, să vrei să declanșezi mecanismul anticipat? Trebuia să-l declanșeze de a doua zi după ce guvernul Orban a fost învestit. Vă întreb de președinte pentru că la știri colegii noștri au mers pe urma unui subiect pe care dumneavoastră l-ați deschis în urmă cu câteva luni apăsat, așa, și anume ce se întâmplă cu postul de profesor de fizică al președintelui Iohannis de la Sibiu. Și v-ați întrebat, ați spus atunci public că dacă ați fi fost în situația de a adresa o întrebare la o dezbatere reală, ați fi întrebat exact. Așa zisă dezbatere, da. Domnule Iohannis, ce faceți cu postul de ce îl țineți blocat? Ce credeți că se întâmplă azi? Nu, l-aș fi întrebat altfel. L-aș fi întrebat printre obiectivele viitorului dumneavoastră mandat, în cazul că îți veți câștiga, va fi și eliberarea catedrei de fizică? Nu? Ca să-și pună și asta în obiectiv, în mandat. Bun. De la liceul Bruckenthal?
Mandatul este câștigat acum. Da. Obiectivele, nu știm care au fost, pentru că nu am apucat să vedem această discuție între dumneavoastră, da, și președinte, dar ce credeți că se întâmplă cu postul? O fi eliberat președintele postul acolo? Nu știu. Asta nu l-a eliberat. Nu l-a eliberat. Nu. În continuare, deci aveți această informație, da, certă. Nu după l-a 20 și mai bine. După 20 de ani, acolo... Nu 20 de ani, vor fi 25 de ani, pentru că peste 5 ani președintele iese la pensie. Are 65 de ani, va avea 65 de ani și iese la pensie, nu mai poate să ocupe acel loc. Decât dacă, eu știu, face o cerere în sensul celor 70 de ani pe care, de care pomenea doamna Violeta Andrei. Deci Alexandru. Asta, Violeta Andrei, Violeta Alexandru. Deci 25 de ani, din anul 2000, această catedră nu va avea titular, pentru că așa a vrut domnul Iohannis. El nu a ocupat-o, dar n-a lăsat nici pe alt profesor mai tânăr, eventual, să ocupe această catedră. Vă explicați de ce? Așa e, domnul președinte, pe dinăuntru. Hai să ne gândim că atunci când a candidat la președinție în 2014... nu și-a lăsat locul de la primăria Sibiu. Vă amintiți? A spus, doamne, dacă pierd la președinție, eu mă întorc la primărie. Deci nu-l, nici acolo nu a dat voie altcuiva să vină în locul lui. Da, domnul Iohannis are o componentă din asta de trufie, care se manifestă în diverse feluri. Acesta este unul dintre ele. E un episod anume care să vă fi demonstrat că are o componentă de trufie în vreo discuție personală? Habar n-am. Da. Da, am mai spus asta. Da, mi-a spus că nu știe dacă România e pregătită pentru el. Asta înainte de alegerile din 2014. Iată, la liceul Bruckenthal predă astăzi un profesor... Predă fizică un profesor care, din ce știu colegii noștri, nu vorbește limba germană, deși acolo este un liceu iarăși, de profil. Pentru că vorbeam de Goethe și aici așa duce și un amendament. Și același lucru și aici. Profesorii, să știți că părinții, atunci când vorbeam noi despre complicitate la impostură, părinții mi-au scris după aceea și mi-au spus, nu suntem complici la impostură, încercăm prin asociația de părinți să aducem în... dezbatere în interiorul școlii, ori de câte ori există un caz în care copiii sunt, eu știu, nedreptățiți într-un fel sau în altul, facem ceva chiar dacă nu întotdeauna se vede public. Am menționat lucrul acesta din prețuire față de cei care ne ascultă și încurajându-i și pe ceilalți să facă la fel. Până atunci, îl avem pe Adrian la telefon. Bună seara, Adrian, vă ascultăm. Bună seara, bună seara. Sărămâna, vă salut, doamna Popescu. Apropo de gândire, sunt fanul numărul 1, sunteți genial. Ce vreau să vă întreb? Mă auziți? Alo? Da, vă auzim. Da, vă aud foarte bine. Da. Domnul Popescu, legat de judecata de joi cu Moise Guran, vreau să vă întreb dacă sunteți la curent cu replica lui și cum o comentați. Suntem însă în altă situație, iar domnul Popescu, okay, cred că a fost destul de clar când a spus că ar încerca să nu mai intre în dialog cu Moise, cel puțin, până când, nu știu, situația... Nu aș încerca. Am spus foarte clar că nu voi mai avea niciodată niciun schimb, niciun comerț verbal cu domnul în cauză. Am înțeles. Atunci puteți să ne spuneți la ce vă așteptați azi, în situația dată și în contextul actual din partea parlamentarului dumneavoastră, ce să voteze în Parlament și încotro să vă ducă? Spre anticipate sau spre o țară guvernată? Vreau să-l întreb pe domnul Vescu un lucru. Nu lăsați-mă cu asta. Vreau să-l întreb, pentru că, exact cum am spus, îl apreciez foarte mult, dacă acordă vreo șansă USR Plus cu PNL și cum vede viitoarele astea apropiate alegeri. Păi este esențial ce a spus. USR cu PNL. Deci presupuneți o alianță între USR și PNL la locale, eventual și la parlamentare, nu? Exact, exact. Foarte greu de realizat. Iar fi pentru dreapta, mă rog, cum este numit acest segment politic, ar fi cel mai bun lucru. Mi se pare însă foarte greu. De pildă la alegerile pentru capitală, să se
ajungă la un singur candidat care să reprezinte PNL, USR și plus, să nu uităm asta, și plus, nu mai vorbesc de PMP, este extrem de greu. Extrem de greu, cu șanse mici de a se realiza o asemenea înțelegere, ceea ce o favorizează, bineînțeles, pe doamna Firea. Mulțumim pentru întrebare, Adrian. Mihai este de asemenea la telefon. Bună seara, Mihai. Dumneavoastră ce credeți? Să ne ducem cu capul înainte spre anticipate sau nu? Bună seara. În primul rând, salutări dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Mult respect pentru domnul Cristian Tudor Popescu. Este preferat, că cum a zis și înaintea mea, băiatul. Eu aș merge, dacă nu vă deranjează, pe trei întrebări pentru domnul Cristian Tudor Popescu. Vă rog. Una la mână. Dacă puteți dumneavoastră să-mi dați un om din Senat, Guvern, Parlament, care să-l intereseze de această țară sau de oameni. E prima la mână, aștept ca să nu-mi ia, să nu-mi rup ideea. A doua la mână ar fi faptul că dacă toți sunt atât de deștepți, de ce nu iau ceva de afară să se combine cu noi? Adică o modalitate, de exemplu, cum este NAF-ul din Polonia, de pe ce am citit, care este mai eficace ca al nostru. Să spunem, de ce nu iau modele? Am înțeles. Da. Și a treia întrebare? Păi a treia, acum mă credeți că de emoții mi-a scăpat. Dacă îmi dați răspunsul. La prima întrebare aș fi foarte curios. Dați-mi un om care este curios pentru România și pentru români. Da. Eu vorbesc de ce am enumerat. Nu da, guvern, senat, parlament. Exact. Senat primării și tot ce vezi dumneavoastră. Da. Consider, din ce am văzut până în clipa de față, consider că doamna Violeta Alexandru, ministrul muncii, este o persoană de bună intenție și bună conștiință în postul de ministru. Și cred că și în orice alt post din administrație, această doamnă mi se pare potrivită prin modul dedicat și în același timp curajos în care lucrează. Mulțumim, Mihai. Domnule Popescu, doamna Violeta Alexandru este măsurată în sondajele PNL zilele acestea să vadă liberalii dacă are sau nu șanse la primărie. O vedeți în această postură? Da. Da, este un om care muncește, se vede că muncește, încearcă să înțeleagă domeniul în care muncește, încearcă să ia niște măsuri nu neapărat plăcute și populare, ci măsurile necesare pentru restructurare în domeniul respectiv, care firește că trezesc strigăte din partea unora. Dar am văzut și pe doamna cu ligheanul în mână și cu însoțită de colegii de la partid strigând neputința la un moment dat, chiar dacă era în postul de ministru. Așa că scăpări sau momente de teatru mai sunt și în zona asta. Doamna este politician și are, de pildă, are în finalul unei postări pe net, are o zicere, rămâne cum am stabilit, îi răspunde doamnei Firea și îi răspunde foarte logic și foarte corect la, mă rog, bombasmele pe care le lansează doamna Firea, dar în final spune, rămâne cum am stabilit, peste 5 luni vom câștiga. Asta este lozinca, asta e lozincă politică, cum e și sceneta cu ligianul. Este politician doamna și face astfel de întruchipări, dar este, după părerea mea, este o persoană de bună intenție în ceea Vorbim ce face. Vorbim noi astăzi de anticipate, dar într-adevăr, singura certitudine e legată de locale. Și atunci,
V-ați uitat, probabil, zilele acestea și la schimbul acesta de replici între Ludovic Orban și Gabriela Firea, dar și la cum anume a fost pusă doamna Firea pe soclul noii candidaturi ieri, într-o conferință a PSD București, în prezența domnului Ciolacu. Acolo domnul Ciolacu a venit cu o foaie, gata să citească un discurs în care doamna Firea să fie unsă candidat cu drepturi depline. Aici cred că nu ar trebui să ne referim la ce a spus domnul Ciolacu. Cred că ar trebui să o întrebăm pe Adica. Nu știți cine e Adica? Haideți să ascultăm întâi. Păi nu, stați tot puțin PNL-ul, să vă spun eu. Tot guvernul Orban demis, tot aparatul de la Cotroceni, toate pârghiile de putere pe care le dețin, toate gurile de tun pe care le au în media, toate resursele lor sunt concentrate și îndreptate împotriva Gabrielei Firea și a PSD București. Dacă Gabi ar fi fost un candidat care nu putea câștiga, nu le-ar fi păsat, nu ar fi cheltuit sume uriașe pentru campania dusă împotriva ei. Au dus această luptă surdă atât de departe, încât nu mai realizează că încep să lovească direct în bucureșteni, adică în cei cărora le cer votul. Săptămâna asta am citit... Adică? E de bănuit că este o prietenă de suflet sau o vrăjitoare clar văzătoare, adică, probabil e un diminutiv, Adriana, Adi, adică, așa, care îi transmite telepatic domnului Ciolacu ce să spună în astfel de situații. Asta este adică. Cât privește acest encomiasm lansat la adresa doamnei Firea, foarte mirositor, că de-aia îi spune encomiasm, înseamnă parafarea unei înțelegeri între Ciolacu și Firea. Firea îl susține să fie președinte al partidului, Ciolacu o susține la primărie. Așa o fi candidatura văzut Adica. La... Păi așa i-a spus Adica lui... Exact. Lui Ciolacu, vezi, lipește-te de Găbica. Așa este bine. Și reprezintă această înțelegere, cumva reprezintă cheia înțelegerii de către noi a ceea ce joacă PSD la aceste alegeri anticipate, dacă vor fi. Ce anume? Păi joacă, vrea să câștige parlamentarele cu ajutorul localelor. Victimizării de la locale? Nu numai victimizării. PSD-ul este cel mai puternic în teritoriu. Știm asta foarte bine, da? Și, după părerea mea, plasarea alegerilor anticipate în aceeași zi, votul pentru alegerile anticipate în aceeași zi cu localele, este un avantaj enorm pentru PSD. Dacă se poate face asta, o încercare a guvernului Boc din 2011 de a cupla tocmai alegerile locale cu cele parlamentare, pentru că atunci se punea problema banilor de la buget. N-avem, domnule, hai să economisim așa. Da, să economisim, spunea domnul. A murit această încercare la Curtea Constituțională, care a explicat, între altele, că atunci când domnul va fi în fața a 6 buletine de vot, ba Senat, ba Camera Deputaților, ba Primar, ba Consiliul Local, Județean și așa mai departe, va fi bulversat cu totul și așa ceva nu se poate, a considerat onorabila curte. Dar s-ar putea face, nu știu, sâmbăta și duminica, nimic nu este exclus. Cert este că astăzi, într-adevăr, în ședința PSD-iștilor, Olguța Vasilescu și Paul Stănescu au propus inclusiv această variantă. Să mergem la anticipate și să-i condiționăm să le pună în aceeași zi sau simultan, mai mult sau mai puțin cu 24 de ore, pe cei de la PNL cu parlamentarele. Căci acolo, într-adevăr, baronii ar trage în două direcții. Ba chiar și-au pus problema să fie cap de listă cei care candidează la primărie sau la Consiliul Județean și pentru parlamentare, ca să tragă mai abitir. Uite, mi-aduc aminte și eu ceva. V-ați amintit de Boc în 2011? Eu mi-amintesc de Ecaterina Andronescu, powered by Evanghelie. Tot atunci. Da? Deci, doamna Andronescu, profesor universitar, a fost atunci sprijinită în imagine, mediatic, de primarul
Vanghilie. 5. Garantat de Vanghilie. Garantat pe toate... de Vanghilie, da. Bun, așadar, deci ăsta e mecanismul și știu ce spun aceste vulpi bătrâne care sunt Olguța Vasilescu și, mă rog, Olguța Vasilescu nu e așa de bătrână, și Paul Stănescu. Asta știu foarte bine și știu că pot face asta în teritoriu. Cel puțin ei pot să facă asta. Deci nu văd de ce s-ar strădui PNL-ul să pună alegerile în aceea zi, că înțeleg că nu resping această idee. PNL-ul se gândește însă la un decalaj de cel puțin o săptămână. Varianta cea mai optimistă ar fi 14 iunie pentru locale, 21 iunie pentru parlamentare, dacă o fi să iasă. Mâine domnul Ludovic Orban se întâlnește cu partidele care mai sunt dispuse să vorbească despre asta. Domnul Ponta, iată, revine în discuție, deși abia săptămâna trecută făcuse pasul spre o alianță cu PSD. Vă miră că revine domnul Ponta? La ce revine, că nu știu. În prim plan. Dintr-o dată ne uităm la domnul Ponta să vedem dacă avem sau nu avem alegeri anticipate, dacă votează sau nu votează într-un fel sau în altul. Asta este. Așa se întâmplă cu partide nu suficient de mari ca să decidă, ca să poată câștiga, dar nici prea mici ca să nu poată să funcționeze în calitate de kingmaker, cum se numesc în teoria alegerilor aceste partide și aceste personaje, făcători de regi. Deci, ei decid cu parlamentarii aia. Nu mulți pe care i-au, dar pot să facă diferența în situațiile de partid mare contra partid mare, așa cum se întâmplă acum între PNL și PSD. Deci, această putere pe care o are Ponta îi este dată, de fapt, de PNL și PSD. De bătălia dintre PNL și PSD. Pentru că altfel n-ar conta. Vă explicați de ce nu iese USR-ul în prim plan în aceeași logică? USR-ul a dispărut aproape din politică după alegerile prezidențiale. Îl avem pe Corneliu, de asemenea, în direct. Bună seara, Corneliu! Ce spuneți? Spre ce să ne îndreptăm? Pentru viața dumneavoastră, în particular, vă e mai utilă varianta alegerilor anticipate sau cea a unui guvern cu puteri depline care să guverneze? Bună seara, noastră și spectatorilor! Da, eu sunt pentru alegeri anticipate și mi se pare că viziunea domnului Popescu este atât scurtă cât și îngustă. Da, de ce? Și aș vrea să mai explic eu astăzi, de ce n-ar fi bune alegerile anticipate. Da, de ce nu vreți să explicați? Eu am explicat de zeci de ore asta, chiar în această emisiune. Explicați-mi dumneavoastră de ce sunt bune. Poftiți? Mă lăsați să pun întrebarea, mulțumesc. Președintele, dacă ne amintim, a spus de mult că doresc guvernul meu și după cum se vede acum, este primul prim-ministru care colaborează bine cu președintele după 89. Deci ei, dacă s-au gândit... Ce spuneți acolo? Singurul prim-ministru care... De un anume Emil Boc ați auzit? Sau de Adrian Năstase? Nu e chiar aceeași. Când de Năstase, știți bine că îl critica pe Iliescu și l-ironiza. Dar eu nu am spus despre Adrian Năstase. De Emil Boc ați auzit și de Traian Băsescu? N-au colaborat bine? De Emil Boc și de Traian Băsescu am înțeles foarte bine, numai că stilul dictatorial al lui Băsescu îl făcea pe Boc un fel de subordonat, așa. De ăștia doi de acum au oarecare egalitate. Deci nu se poate compara. Bun, și argumentul care este? Colaborarea dintre președinte și premier ar duce unde? Da, și președintele a spus că doresc guvernul meu ca să aibă în același timp și o majoritate parlamentară care este destul de probabil să se obțină prin aceste alegeri. Domnul Cristian Tudor Popescu a tot criticat chestia asta, spunând că liberarea ar trebui să guverneze până la alegerile la termen normal. Pare să pierdă din vedere argumentul că PSD-ul ar bloca mereu această guvernare. De asta tot dau și ei la ordonanțe de urgență și la chestii de astea care s-au întâmplat. Deci, haideți să privim un pic mai larg
Și nu mai spuneți că ați explicat, că ați explicat cu argumente false. Mulțumesc. Bun, așadar, colaborarea dintre președinte și premier și faptul că în Parlament sunt piedici pentru inițiativele guvernului ar impune anticipate, spune ascultătorul nostru. Ați explicat, din punctul meu de vedere, de mai multe ori de ce... Deci n-am cum să răspund când domnul, cum se numește? Cornel. Domnul Cornel îmi spune că argumentele mele sunt false. Eu ce să spun? Nu știu de ce consideră că sunt false, ca să pot răspunde. Poate a dorit să dea doar o replică la ceea ce ați explicat de-a lungul timpului. Să ne întoarcem așadar. Suntem astăzi la mâna PSD, practic. Cu majoritatea, cel puțin în birourile permanente, PSD-știi decid când se decid, când se supune la vot guvernul, dacă sunt în sală, dacă votează și, în principiu, cât mai ține toată mascarada, cum au numit-o chiar ei. Dumneavoastră, domnule Popescu, credeți că mai poate PSD în acest moment să blocheze această situație, anticipatele, fără să deconteze politic? În ochii electoratului lor e normal să reacționeze sau nu? Înțeleg că cei mai mulți dintre PSD-iști susțin că trebuie să meargă la anticipate, dar domnul Ciolacu iese și repetă ca o placă de patefon rămasă pe șanț, repetă, noi, PSD-ul, este pregătit pentru orice fel de alegeri. Bun, dar anticipate, noi, PSD-ul, suntem pregătiți pentru orice fel de alegeri. Pentru că nu poate spune asta, că PSD vrea anticipate în mod public. Nu poate să o spună. Și atunci va veni cu această placă care îi lasă posibilitatea, nu, să acționeze acum în Parlament. Fie prin absență să plece de acolo, fie să conteste în continuare la Curtea Constituțională și așa mai departe. Deci, deocamdată, îi răspund domnului Cornel, în următoarele 6 luni, domnule Cornel, până se produc alegerile anticipate, numai asta veți vedea. Asta o să vedeți. Adică obstrucție după obstrucție din partea PSD-ului, altă mișcare de răspuns din partea PNL-ului. Un congres, niște floricele, niște scenete. Scenete, floricele și așa mai departe, guvernare mult mai puțin. Timp în care... Dacă credeți că e bine, domnul Cornel, e în regulă să ne îndreptăm cu toții spre anticipate. Timp în care ar fi bine totuși să rezumăm și ce pierdem, într-un fel sau în altul, indiferent de rezultat. Pierdem niște fonduri europene pentru că summitul pentru desenarea, să spunem, în linii mari a bugetului Uniunii Europene pentru următorii ani e acum la sfârșitul lunii, iar importantă e discuția cu fiecare ministru din fiecare țară pe fiecare domeniu, ori atunci când ești demis, e mai greu să fii credibil. Nu e clar dacă statul poate face sau nu achiziții pentru a ne proteja împotriva răspândirii coronavirusului și pentru pregătirea spitalelor. Nu e clar, pentru că e în acea ordonanță o situație, intră sau nu intră în vigoare, e o întreagă dispută politică acele ordonanțe. Auziți, doamna Anca Simina, ați pomenit de cuvântul mascaradă, nu l-a rostit Ciolacu. L-am citat pe Marcel Ciolacu. Domnul Ciolacu, da. Păi nu, cea mai potrivită imagine pentru acest cuvânt, mascaradă, este cea a doamnei Firea. Când a venit cu masca pe figură, cu masca medicală pe figură și cu halatul de protecție, spunând că se apără acum vreo 2 săptămâni de virusii guvernamentali. Și acum înțeleg că doamna Firea are în custodie niște români veniți din China, sunt în carantină față de coronavirus și nu mai știu la câți a ajuns, câți morți avem de gripă de asta românească, sezonieră. Da? Nu deci este problema aceea doamnei mi Firea. Se pare, poftim? Nu este problema doamnei Firea când vine vorba de sănătatea publică, va spune orice administrație. Cum să nu fie vorba? Păi nu s-a lăudat că a făcut spitalul Gomoiu, că ea este cea care dă sănătate și viață bucureștenilor în vreme ce guvernul îi omoară? N-a spus asta?
Acolo e un spital pentru copii. Nu vă așteptați să vină toate răspunsurile dintr-o singură investiție, nu-i așa? Redevenind însă serioși la acest, la subiectul acesta, și administrația locală și și parlamentarii, de acum înainte vor fi într-o eternă campanie, nu trebuie să ne mai amăgim. Anticipate sau nu, se mai pune sub semnul întrebării cine câștigă alegerile din acest an, două rânduri la număr, sau cu cât? Nu pot să îmi pun întrebarea în sensul cine câștigă alegerile. Bineînțeles, eu m-am pronunțat încă de anul trecut, încă din perioada europarlamentarelor, am spus lucrul acesta și îl mențin, PSD este un Cernobâl al politicii românești din ultimii 30 de ani și lucrul cel mai bun ar fi ca el să dispară din prim planul politicii românești. Însă, nu știu ce vor face liberalii, ce vor face USR Plus în continuare, pentru că nu văd aici niște perspective de înțelegere care să ducă la o victorie, cum se numește asta în economie, sustenabilă. Cum e creșterea economică sustenabilă, acest tip de victorie ar trebui să-și dorească PNL și USR. Deci nu o victorie de moment, un foc de paie, am reușit să-i batem pe PSD, ci să se creeze acolo o formulă, într-adevăr, de guvernare pentru următorii 4 ani, pentru că, după părerea mea, singura cale prin care PSD poate fi trimis în debaraua politicii românești este buna guvernare. Nu cred că rezolvă un tur, două anticipate și alte exhibiții de soiul acesta electorale, nu rezolvă această problemă. Doar guvernarea bună, cinstită, eficientă, din partea, firește, PNL-USR, eventual PMP, poate să rezolve această problemă. Vom urmări de astăzi cât vor sta partidele la guvern și cât vor sta la televizor cu domnul Ludovic Orban, șef de campanie, de cealaltă parte Claudiu Manda, și cu dumneavoastră ne dăm întâlnirea din nou lunea viitoare. Vă mulțumesc, domnule Popescu. O seară frumoasă tuturor. Și eu. Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18:15 la Europa FM.